Hei, bună dragilor și bine ați venit la un nou episod pe canalul meu de YouTube. Așa cum v-am obișnuit, am să vă iau alături de mine cu câteva secvențe din viața noastră. Vă mai împărtășesc ceea ce mai fac eu la căsuță, ceea ce mai fac eu la grădină, cum reușesc să mă mai descurc cu doi copilași micuți. Știți că eu m-am mutat după 14 ani de locuit în Anglia, m-am mutat acum în România. Merg acum ca să iau niște bănuți. Și apoi merg până în sat, am să arunc și gunoaiele. Am fost la Prozart, am cumpărat plăsuța asta așa, de cornuri. E un kilogram mai exact și am dat doar 22 de lei. Cornurile astea am luat eu zilele trecute, îs cu vișine, cumva acre. Alor mei am observat că le plac dulciurile de genul acesta, mai ales Raimond, el e cu vișine. Și am rămas surprinsă că și lui Ștefănuță îi place foarte mult. Și atunci mi-am luat eu plăsuța asta, să fiu sigură că le am în casă până să termină la Prozar. Iar aici am cumpărat Eugenia, tot doar la Prozar le găsesc, astea clasice, cele mai bune. Și la fel alor mei, de când am venit în România, Eugenia asta le place foarte mult. Iar aici mi-am cumpărat eu o pungă, cutia asta de fapt nu-i pungă, de 3 în 1. Astea le consum cam două pe zi, mă mai ajută la oboseală. Cafeaua, spre exemplu, că am încercat cafea, dar nu, văd că astea, 3 în 1, mă ajută foarte mult. Am cumpărat aici o sticlă. Ce am găsit? Un vin alb și am pus acolo un mărțișor, că am zis el dau lui tata, pentru că nu ne-am întâlnit pe 1 martie și atunci îl voi da acum gen mărțișor. Și aici am mai cumpărat două cornuri, sunt calde, sunt foarte bune și numai bine am mai luat, cum spuneam, și astea două cornuri. Da, inițial m-am dus să arunc gunoaiele și să iau cornurile astea și să iau un mărțișor pentru tata. Cam acestea sunt cumpărăturile de această dată. Iar am venit din sat cu ceva cumpărături. Am mai fost să iau așa biscuiți și puf-puf pentru fetițe. Am mai povestit eu în clipul anterior pentru 8 martie. Și astea sunt ultimele ce mai aveam nevoie ca să termin pungulițele. Pe lângă asta am mai luat așa iaurturi pentru copiii mei. Am luat aici icre, un almete, o sana. Aveam nevoie șervețele de bucătărie, o pâine proaspătă. Am mai luat aici saci menajeri, culori, numai bine le duc acum la grădiniță, și un caiet. Am luat un caiet așa mare, pur și simplu ei acolo să mâzgălească. Și mi-am luat o floricică, mi-a plăcut foarte mult cum arată. Astăzi e miercuri, 6 martie, și sunt sigură că se vor vinde foarte repede. Și zic, hai să o iau, o pun în casă, cred că pe pervaz sau chiar aici în bucătărie o voi lăsa, numai bine cum am făcut curat ieri. Îi pun eu așa o farfuriuță, văd eu imediat. Și cam astea sunt cumpărăturile, tot așa ce le-am luat din sat. Am dat 93 de lei. Mă duc după copii, s-a făcut târziu, m-am încurcat, am mai stat la povești până... Na, ca așa, te întâlnești cu unul cu altul prin sat și mai stai la povești, ce mai faci, cum, ce mai ai de lucrat pe la casă. Am luat numărul unei echipe un pic mai ieftine, ce pun pavelele și tot așa. Sunt căutarea unor oameni un pic mai ieftini, pentru că echipa ce am avut-o eu la casă, fac o paranteză acum, i-am chemat ca să-mi facă grădina și mi-a cerut extrem de scump, 70 de lei pe metru pătrat de pus pavele. Și mie se foarte scump, enorm de scump, și de asta acum, numai bine, o doamnă mi-a dat un număr de telefon un pic mai ieftin și să văd ce, numai bine să-i sun, să văd ce voi rezolva. Pun astea în frigider, imediat s-au făcut 12, trebuie să merg după copii la grădini.
Am ajuns de la grădi, am venit tot așa cu o mămică și un băiețel astăzi, iar am tot povestit pe drum că am făcut coincidență același tip de poză. Tot așa mămica și-a luat ramele de la studio. Eu, în schimb, ramele le-am cumpărat din Kick și eu am luat două fotografii, le deschid imediat. Le pun în ramă. Uite, măi, frumoșilor, mama serioși! Uite, măi, frumoșilor, mama serioși! Și aici încă una. Hai că aici e un pic mai zâmbăreț, nu? Surpriză! Uite tu, mama, cu Ștefi! Tu cu Ștefi! Frumoșilor, mami, ați făcut poză pentru mami, așa-i? Iar aici ai floricica care vreau să o pun acum și să-i dau apă. Pun astea în rami. Floricica. Da, iubitul mami, da. E frumoasă tare, așa-i? Vrei tu să o iei? Ha! Pune aici, mamica. Uite, iubitul mamii. Aici. Așa. Pune-o acolo. Bravo, rei. Și pune-o pe masă. Super ești. Super. All the things I wanna say. Maybe he'll listen someday. I know it is not enough to say I'm sorry. Didn't beg him to stay. So there he goes. Hai că le-am pus aici în terasă momentan. Aveam cuiuții rămase cum am avut tablourile de Crăciun. Și am pus astea acum cu copilașii. Sunt frumoase tare, sunt frumoase. Na, un pic serioși față de ce aveam noi aici, tablourile astea din Anglia. În Anglia, cumva, fotografii fac copilașii să râdă ca să iasă, uite, așa, niște fotografii, sprintene, ca să zic. Na, aici, fiind foarte mulți copii, probabil cum vine fotograful la grădi, merge și la școală, repede, repede. Asta ar fi singura observație că, na, dar e de înțeles. Vom merge noi la studio pe viitor. Chiar vorbeam cu Andrei că i-am arătat fotografiile, tablourile, cum au ieșit. Pe viitor o să mergem noi la un studio ca să îmi fac niște fotografii cu ei un pic mai veseli. Că parcă sunt prea serioși, uite. Na, poza ca la școală, exact ca în buletin, simpatici oricum, dar mi-aș dori un pic mai vesel, în sensul ca, cum spuneam și mai devreme, fotograful să-i facă un pic să zâmbească, să râdă, să iasă niște amintiri pe viață mult mai deosebite. Îi bine și așa, serios și lui mami, îi foarte bine. Dar aș fi vrut un pic cum sunt astea, cum am spus, din Anglia. Uite, și acolo, aici, râd în continuu, alea de acolo, asta de aici râde la fel. Deci, peste tot, fotografiile din Anglia, numai râd, uite, sunt foarte, foarte, na, frumoase. Dar îmi amintesc că fotografii de acolo, ei se măscăresc, fac tot felul de glume, anumite ca și în timpul ăla repede prind secvența, prin poziția, ca să facă fotografia pentru copii. Dar n-are nimic, acum am spus și cum am vorbit cu Andrei, vom merge la un studio privat și o să ne facem noi tablouri atunci, sper eu, mai vesele, mai vesele. Astea sunt așa de școală, cu ei serioși. What I
vorba lui Rei, zăpadă, 7 martie. Na, mai facem noi grădina după ce trece iarna, nu? Trebuia să vină piatră, încă 2 mașini ieri. Dar nu știu ce s-a întâmplat, am să văd acum, după ce las copiii. Și uite așa e la noi, s-a reîntors zăpada. Domnul cu excavatorul, el a venit săracul la muncă, dar piatra nu a dus-o. Și uite așa, na, nu știu să văd eu în timpul ăsta. Am pus granule peste tot, de la ghiuveta de bucătărie, baie sus, baie jos, duș jos, cadă sus, toate, și numai bine am folosit 2 cutiuțe de genul acesta, au fost o cutiuță 12 lei și aici le-am luat la copilaș, parcă așa zic, hai să iau o mașinuță pentru Ștefănuț, au fost 9 lei, dar m-a atras foarte mult puzzle-ul pentru Rei, că el cum e iubitor de puzzle și așa mare, numai bine când vine de la grădiniță să facem activitate, că și ieri, adică în general activitățile cu părinții sunt foarte binevenite, cum ne-am jucat ieri, am scris cifrele, eu îi făceam așa cu puncte, cum v-am arătat, iar el după mine, foarte frumoase sunt momentele astea și de asta astăzi am luat activitatea asta, puzzle. Cărțile ieri, cum le-am luat, încă nu, doar s-au jucat cu ele, s-au arătat, chiar eu am arătat aseară lui Andrei, lui tăticu, i-au arătat cărțile, dar momentan nu, poate totuși sunt prea micuț pentru cărți, învăț eu macaua și jocurile. Așa că astăzi am luat un puzzle pentru astăzi ca activitate. Am desfundat țevile, nenea în grădină a venit cu excavatorul, vedem ce mai facem. Am finalizat cadourile, așa arată cutiuța. Am mai adăugat, de asta mai filmez încă o dată, astăzi e 7 martie și trebuie să le finalizez, am mai adăugat câte o lumânărică, de asta miroase extraordinar de bine. Eu am setul acesta de 8 lumânări și numai bine le-am împărțit, ca să zic așa, am mai pus și în cutiuțe. Asta i-am făcut fondiță și așa arată toate. Iar aici pentru fetițe trebuie să mă duc să caut, am niște punguțe. Totuși, astea sunt prea micuțe, mi s-au rupt și atunci trebuie să mă duc acum, caut, am eu în garaj alte punguțe un pic mai mari ca să pun astea pentru fetițe. Am întrebat-o astăzi pe doamna, avem 9 fetițe, am pregătit aici 9 pachetele, ăsta îi 10, un pic de rezervă în caz că e fără stixuri, fără punga de stixuri, de aia mi-o încăput aici și am zis că îl voi lua cu mine, dar așa arată un pachetel. Deci punga de stixuri, o napoletană de asta așa de la Milka, un puf, papi, aici încă o ciocolată Kinder, un inel cu dinozauri și bombonele. Așa arată. Am auzit că în grădină mi-au adus piatra și cobor acum jos să văd ce se întâmplă și să petrece acolo, că trebuie să dau bani. O mașină de piatră este aici, nenea acolo lucră. Trebuie să mai vină una, 16 milioane, trebuie să pregătesc, dar mă duc acum în sat, la bancomat, ca să mai scot bani, că nu mi-ajung banii. Mulțumesc, Lunenea, mulțumesc! Ze boda proste! Boda proste! Boda proste! Spune, ca să-i la mărutare, boda proste! Așa! Boda proste! Ia tu-mi băiat! Domn băiat! Ce domn băiat? Uite că vine și domn băiat ăsta mic! Ia vine alcoolac! Spune, boda proste! De subtul cu coana preotasa și cu liva! Și colila, așa, lumânare, nu e aprinsă, așa, băda, așa, așa, zi, băda proste.
Bă, da, prosti, las că zice mami, că el încă e micuț. O micuță. Așa. Unde o stată cocoana, la ea. Și mi-o dat mie colacul, să-l duc lui Mica. A-a. De asta am așa mulți. Și o zic, du la mămica, la Mica. Când a spus ce am văzut și eu, am văzut și eu azi dimineață, că erau măicuțe ce-au venit. Unde o stată... Da, mamă, da. Unde o stată asta, Alina? Unde o stată... Cu coana preoteasă. Da, la... o chinuie, da. Știi câți ani? O 45 ani. Dar ce boală a avut? Păi, o boală grea, mai rar. Aha. O luși cu capul, de așa. Mm, Doamne, au avut multe, Marina, multe de tot. Uite că s-au făcut destul de târziu. Eu mai devreme v-am arătat câteva secvențe cum a venit domnul. Domnul acesta este un nene care noi am fost săptămâna zilele trecute la dumnealui și am dus copiii la văcuță, oițe, animăluțe. Am făcut eu câteva secvențe pentru persoanele care s-au uitat. Iar acum la fel, dumnealui nu are nepoței și tare mult îi iubește pe ai mei, în general toți copilașii. Și acum au vrut să treacă să ne aducă colivă. Că a fost o mormântare foarte mare în sat aici și au vrut să aducă și covrigi, dar covrigii i-am dat înapoi deoarece să-i dea la animăluțe, că eu nu am ce să, n-am avut ce să fac cu covrigii și am oprit totuși o colivă. În timpul acesta au venit fratele meu, mi-a adus aici cadou vaza asta, e super frumoasă că el știe că mie îmi plac foarte mult accentele astea cu auriu și mi-a cumpărat vaza asta, e superbă. Aici eu numai bine am pregătit, e ora 10 seara, acum am adormit copilașii și am pregătit cadourile pentru fetițe mâine. Astea sunt, îmi trebuie o plasă, aici am mai pregătit încă un cadou, astea două și mai am încă unul ce îl, trebuie să îl dau pentru mama, iar astea pentru mâine la grădiniță, cu astea voi merge, numai că am nevoie de o plasă, cum spuneam, dar am să văd eu mâine dimineața, acum sunt prea obosită, mă duc și eu la somn și ne mai auzim mâine în 8 martie, numai bine cu lucrările. Domnul cu excavatorul încă este aici în curte, mă bucur foarte mult, am adus 4 mașini de piatră cu 2 dinainte, 6 mașini de piatră până acum. M-a terminat câți bani mi-a luat, dar na, merge mai departe. Un lucru bun făcut, e făcut și va fi pentru 10 de ani de acum înainte. La mulți ani, Rei, la mulți ani. Uite, așa ne sărbătorim noi. Așa ne sărbătorim noi de 8 martie. Am pus câte un pahar de suc la copii. Așa, bia. La mulți ani, Ștefănuț. Și acolo l-avem pe tatiți în telefon. Le-am dat la copii biscuiți și suc. Stăm la povești. Așa, tăci purava, tăci papă. Asta e, le-a adus fratele meu și uite ce frumos se joacă. Acum eu îi fac o lămâie cu miere și puțină untură de bursuc. Că văd că a început să tușească Ștefănuț. Uite, ceva nu e în regulă. Și după aia numai bine să mă joc și eu cu el. Să facem împreună puzzle-ul ăsta, că încă n-am reușit să-l deslușesc. Puzzle, cuburi, ce sunt astea? Iar le-a luat asta fratele meu, mie o vaza pentru flori și aici astea la fel, de pus animăluțe, tot așa din, uite, cu pisicuță și mie mi-a luat vaza asta de flori. Da, uite, auzi ce urătușește. De asta am pregătit aici, după aia voi arăta, am primit și o surpriză de la grădiniță, astea sunt de la doamna. Și astea de la copii imediat am să le deschid, dar prima dată trebuie să fac leacul ăsta.
Cum am zis, cu miere de burs, cu untură de bursuc, am luat-o de la o mămică de la grădiniță, am luat așa un picuț. Aici am mierea asta care e foarte bună și o lămâie. Le pun toate așa în borcanel și se dau lui Ștefănuț, că nu știu de ce l-au apucat usia așa de urât. Că acum când l-am luat de la grădiniță, am văzut că parcă tușăște și nu e bună. De aia am pregătit să pun o lămâie să-i fac leacul ăsta. Am deschis acest coșuleț. Eu m-am uitat și mai devreme la ele, sincer, dar acum am zis să le arăt, dacă tot am pomenit. Sunt așa personalizate, cu o mămică și un băiețel în brațe, cu un mesaj super frumos. Eu, sinceră să fiu, mă simt un pic obosită. Lucrurile au luat o întrăsătură, exact cum am povestit mai devreme. Ștefănuț tușește destul de rău, a venit cu o tusă. El e un pic mai sensibil față de rei. Și din acest motiv trebuie să stau cu el în brațe, nu poate dormi, nu dormi la amiază, e destul de obosit, are ochișori roșii, tare, tare sensibil. Am scos și siropel, am ceva în casă, sper eu tare mult ca mâine să își mai revină. De-aia m-am gândit că în modul acesta voi închide acest episod, deoarece am reușit să-i pun sus. Aici am pregătit un piure de cartofi, acolo am pus și niște ouă la fiert, acolo am niște paste. Am să le dau sus să mănânce sincer în pat și voi închide, cum spuneam, acest episod. Vă mulțumesc pentru vizionare. La mulți ani, mămici, la mulți ani tuturora care vă uitați la mine. Vă doresc putere, sănătate și să ne auzim cu bine. Pe curând! Pa, pa!